Recunosc că nu prea m-a lăsat timp să trec peste prevederile astea când am parcurs asar, cred că e chiar foarte proaspăt, pus pe site-ul Ministerului de Finanțe. Și vreau să puntez câteva dintre modificările pe care le-am văzut eu și mi s-au părut esențiale, poate mai sunt, dar poate sunt de detalii. Foarte mulți probabil ați auzit. De fapt, intenții de modificare, dar toate că să nu plecăm cu ideea că s-a modificat ceva. Sunt intenții care... Spunea și Gabi, par foarte dezbătute, elaborate, probabil că asta este și așteptare foarte mare ca să apară în forma asta în monitorul oficial. Probabil foarte mulți ați auzit vorbindu-se de o reducere a acelei restricții de deductibilitate la combustibil și la achiziția de mașini și la TVA-ul de la combustibil, TVA-ul de la achiziția de mașini. Reducerea costă în 50% din TVA-ul. Până acum aveam acele restricții care funcționau în mod general, aveam câteva excepții. Nu aveam voie să deduc TVA-ul la combustibil, nu aveam voie să deduc combustibil ca și TVA-ul și nu aveam voie să deduc... Știți că el expira acum, și pe limitarea expiră. Intenția este să prelungească, dar doar pentru 50% de suma. Asta ar fi. Am avut o primă perioadă, ea a fost prelungită. Era prevăzută să se termine anul ăsta. Ne așteptam să se continue. Probabil la presiunea mediului de afaceri, a industriei auto și conexă, probabil s-a ajuns la forma asta, care, din ce am văzut eu din reacțiile lor, în industriei auto, oricum e mai bine decât nimic. Și probabil și beneficiarii simt la fel. Beneficiarii plătitori de TVA. Deci modificările sunt, da, combustibil, la cheltuială de combustibil, că va fi deductibil la 50%. Pentru 50% pentru acele destinații generale, în continuare, pe acele excepții care se păstrează în aceeași formă, în continuare, deductibilitatea de 100% acest de vânzări, acest de recrutare, intervenții, fază și așa mai departe. La fel și pentru TVA-ul de la combustibil și TVA-ul de la achiziții de mașini. O altă modificare importantă... Intenție, iarăși, că eu subliniez asta. Modificare din proiect, să nu... Intenție de modificare e în zona impozitului pe venit, la norme de venit. Cei care depășesc sau până acolo, aș vrea să spuneți că intenționează să... și în zona celor care țin pe normă de venit, stipulitați pe normă de venit, se oblige să țină și ei registrul de încasări și plăți doar pentru partea de încasări. La momentul la care ajung la 100 de lei de euro, sunt obligați automat să treacă în sistemul de evoluare, în sistem real. 100 de lei de euro înseamnă mult. Înseamnă aproape 10.000 de euro pe lună. Probabil zona de impozitare pe normă de venit, probabil în zona asta sunt 90% laichiști. Poate că, în continuare, 95% nu făceau peste 100.000 de euro, deși foarte mulți nu se fie afectați de microfon. Reamintesc sau știu de niște probleme în practică cu administrațiile care, când depășeam plafon de 35.000 de euro, care era posibil, administrațiile condiționau trecerea la sistemul de plătitor de TVA de înregistrarea în sistem RAT. Chestie care nu avea nicio legătură. Erau două taxe diferite, două zone de legislație diferite, dar asta se întâmpla în practică și am auzit mai multe surse de cert e că s-a ajuns la plafonul de 100.000, nu s-a adoptat acest plafon de 35.000 de euro și pentru trecerea de impozitare în sistemul. Mai e o modificare, dar nu știu cât e de interes, poate așa că la fapt divers, apare vor să taxeze acum și veniturile din activități turistice cu apartamente de locuit. Acele oferte care fac concurență la lanțurilor hoteliere și
persoanele care obțin astfel de venituri vor fi impozitate într-un sistem de norme de venit. Și au opțiunea să treacă și un sistem de alt, urmează să vină cu norme. Nu insist pe zona asta. Ce mi se mai pare mie important e că administrarea, în ceea ce privește, cum spunea și Gabi, zona de contribuții, în cazul pe care se mută, este introdusă în cod, dispare din legislația specifică. Și competența de administrare se va muta, de asemenea, către ANAF, deci pentru toate contribuțiile.